găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și astăzi vom discuta despre piața auto, despre drumul acestei an, ultima perioadă. Îl am astăzi alături de mine pe domnul Adi Mărășescu, director de vânzări al companiei Plus Auto SRL din Craiova. Bună seara, bine ați venit la mine în emisiune. Bună seara și bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. De cât timp sunteți dealer? De cât timp este compania pe care o conduceți dealer Ford? Compania Plus Auto a fost înființată în anul 1992. Deci dacă este să transformăm în ani, au trecut multișori de când am înființat. Dar de comerțul și cu automobile și repararea acestora am început-o în anii 2000. Deci aș putea spune că avem un 15 ani de când firma noastră activează în piața vânzărilor de mașini noi și a serviciilor de reparații. Mulți înainte, aș putea să vă spun. Mulțumim. Din 2008 încoace, piața auto a suferit foarte multe modificări. Trendul vânzărilor a scăzut în permanență o bună perioadă de timp, astfel încât foarte mulți dealeri, nu vorbesc doar de cei ai Ford, foarte mulți dealeri din țară s-au aflat la un pas de colaps, aș putea să spun. Au fost perioade, din datele pe care le am eu, au fost perioade când luni de zile se vindea o singură mașină sau poate că nu s-a vândut niciuna. Cum a fost pentru Plus Auto? Cum a evoluat în această perioadă dificilă pentru segmentul acesta al economiei? Da, din 2009 vânzările s-au prăbușit. S-au prăbușit nu numai datorită stării economice naționale, dar eu am spus tot timpul că au fost și niște greșeli legislative care au dus la prăbușirea vânzărilor de mașini noi și astfel companiile au suferit foarte mult, ajungând mulți în insolvențe și chiar în faliment. Să spunem că Plus Auto a trecut cu fruntea sus peste această perioadă. Chiar dacă cifrele am ajuns în anul 2014 să fie identice cu cele de anul trecut, ca număr total de vânzări și mă raportez numai la vânzările de mașini noi, a fost o perioadă grea, s-a scăzut an de an, dar am încercat să ne reorganizăm, să, bineînțeles, am trecut prin două restructurări, să spunem așa, și două perioade de reorganizare. Care au implicat și reduceri de personal. Bineînțeles, au implicat și reduceri de personal și reduceri de costuri, de cheltuieli, pentru că în momentul în care în 2008 vindeai 1000 de mașini pe an și am ajuns ca în anul 2014 să terminăm și prognozele astea sunt undeva la 200 de mașini, să scadă de 5 ori, să scadă de atât de multe ori vânzările, atunci trebuie să faci niște măsuri drastice ca să poți să treci peste această perioadă. Și faptul că mă aflu aici spune că am trecut cu brio peste această perioadă. Mă bucur să aud. De când a început creșterea? Îmi imaginez așa un grafic al evoluției cifrei de afaceri în scădere, după care spuneți că ușor, ușor ați început să vă reveniți. Ca da, ăsta anul 2014 este primul an al creșterilor de vânzări în media națională. Da? Este primul an de creștere și pentru Plus Auto ca și număr absolut de mașini vândute. Ca cifră de afaceri, firma noastră și-a menținut, să spun, profitabilitatea. A fost indicatorul cel mai important, să rămâi, să fii profitabil, acum cifrele sunt chiar pe minus, dar să ai o pierdere care să poți să o suporți. Asta vreau să vă întreb, mi-ați anticipat întrebarea următoare. M-am documentat, pe anul trecut ați avut o cifră de afaceri de 24 de milioane de lei. Spuneați că anul ăsta deja ați atins nivelul de anul trecut din punct de vedere al business-ului, însă ați înregistrat o pierdere anul trecut de 369 milioane de lei, având 77 de angajați. De ce a fost această pierdere? Ați făcut vreo investiție sau pur și simplu din business-ul? A fost din activitatea operațională curentă a firmei. Da, pentru că
Cifrele sunt foarte mici. Deci numărul de vânzări de mașini vândute este foarte mic. Deci aceste volume nu ne ajută să putem trece în partea pozitivă. Coroborat și cu partea de service unde sunt reparațiile, și acolo s-a văzut o mică scădere, pentru că iar asta provine din starea națională în care oamenii preferă să facă, din păcate, pe un service pe marginea șanțului decât să apeleze la o firmă de marcă, la un service de marcă unde are niște servicii, are alte servicii. Din cauza aceasta avem și acest minus pe anul trecut. Sper ca anul acesta să fie mai mic. Tot pe minus va fi. Asta pot să o anticipez și eu, tot pe minus va fi, dar va fi mai mic, pentru că, repet, ne-am optimizat costurile foarte mult. Ați crescut și numărul de angajați? Da, anul acesta 2014, pot să spun ferm da, a fost primul an în care am început creșterea numărului de angajați și în departamentul de vânzări, dar și în departamentul de service. Și am făcut acest lucru în special pentru a crește nivelul serviciilor pentru clienții noștri. Pentru că în momentul de față ceea ce ne diferențiază de concurenți, că trebuie să trăim într-o piață concurențială, este calitatea serviciilor pe care le facem. Și de aceea spuneam că am crescut și în partea de vânzări, unde clientul este clar pe primul loc, da? Și bineînțeles și în partea de service, unde clientul este pe primul loc, dar trebuie să pun mașina clientului pe primul loc și clientul ca proprietar al mașinii lângă mașină. Da? Spuneți un pic mai devreme că pe partea de service a simțit o scădere din cauza acelei concurențe făcute de serviciurile neautorizate. Da. Are vreo legătură cu faptul că la dumneavoastră costurile unei reparații sunt mai mari, să zicem? Are legătură cu faptul că se folosesc anumite tipuri de piese? Sau această concurență nu vine doar de la serviciurile autorizate, ci doar pe segmentul celor neautorizați? Adică este o concurență între cei care activează legal pe piață sau este o concurență și între cei care activează legal și între cei care au servisuri clandestine? Haideți să nu intrăm în partea de clandestine. Nu e un cuvânt prea greu să spun așa. Mă refer de servisuri independente, servisuri mici, aș spune garaje, da? Care au 2-3 lucrători. Da? Mergând până la alte servisuri independente care oferă servicii pentru clienți, diferența majoră între servisul de marcă și celelalte categorii de servisuri este că în servisul de marcă se lucrează numai cu piese originale. Se lucrează numai cu persoane calificate și nu mă refer la o calificare. Mă refer la un stagiu care, de calificare care s-a făcut pe parcursul timpurilor. Dacă în acești ani grei prin care am trecut, ne-am menținut toți oamenii de care nu te poți dispensa într-un service. Mă refer aici în partea de service. Mă refer la un vopsitor bun, la un tehnician, mecanic. La un mecanic cu experiență. Iar aceștia au trecut și trec permanent prin perioade de calificare. Nu o să găsim aceste lucruri la alte servisuri, repet, un garaj de 2. Sigur, dar tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră acum înseamnă și anumite costuri. Atunci Corect. Când calitatea este la un nivel înalt, atunci și costurile Corect. Sunt la un nivel înalt. Dar poate din cauza aceasta sau datorită acestui aspect, clientul care în Oltenia are o anumită putere de cumpărare nu își poate permite să folosească piesele cele mai bune și oamenii cei mai buni. Întreb. Haideți să vă spun, este o treabă simplă. Lucrez în acest domeniu personal de 10 ani de zile și cred că am reușit să trec prin multe experiențe și să pot în momentul de față să formez o opinie către ceilalți. Clientul de mașină, șoferul, proprietarul de mașină trebuie să înțeleagă anumite lucruri. Nu mai suntem în acei ani în care luăm o mașină, o folosim și o vindem peste 10 ani. Nu. Dacă luăm o mașină, o mașină normală, oricare ar fi ea, și pot să-i spun și un preț, 10.000 de euro, da? O mașină nouă-nouță.
Dacă voi întreține mașina asta într-un serviciu de marcă, ca la carte, da? După 5 ani de zile, nu e vorba de durata viață. După 5 ani de zile, voi putea să o vând, având un caiet de serviciu în spate, serviciu făcut într-un serviciu de marcă, da? Și o voi putea revinde cu un preț de 5.000 de euro. Deci după 4 ani de zile, 5.000 de euro. Dacă luăm la o altă... 50%. Exact. Dacă iau o altă, aceeași mașină și 4 ani de zile, eu nu vreau să mai intru într-un serviciu de marcă, căci este altceva. Mă duc la un garaj sau la un serviciu independent care folosește piese aftermarket, folosește piese de calitate îndoielnică, ca să nu vorbim de reparații mari unde se folosesc piese recondiționate. Și peste 4-5 ani de zile, dacă el va vrea să-și vândă aceeași mașină, fără o cai de serviciu, da? Sau cu un serviciu făcut în alte părți. Acum, vedeți, asta înseamnă serviciile pentru client. Odată pui un lei, un tip de ulei. A doua revizie pui, te duci la alt serviciu că ai găsit altul mai ieftin, pui alt tip de ulei. Și tot așa, mașina aia nu va mai costa 5.000 de euro peste 5 ani de zile. Va fi 3.500 de euro. Da? Deci, astea sunt diferențele care oamenii trebuie să ne înțeleagă, că atunci când iei o mașină și vrei să o ții o anumită perioadă de timp, trebuie să o și întreții. Este ca și noi. Dacă mâncăm ceva mai bun, cred că ne simțim mai bine. Dacă facem și sport și toate chestiunile astea, așa este și la mașină. Dacă îi dăm un lei bun, dacă îi dăm piesele care trebuie când trebuie, da? Atunci și viața ei crește mai bine, fiabilitatea ei și atunci și un preț de revânzare, pentru că chiar dacă, și o să trecem, sunt convins în aceste discuții despre importurile de mașini second hand, de ce lumea se duce afară să ia mașini second hand afară? Da, într-adevăr, puterea economică este primul, puterea de cumpărare a oamenilor este principalul criteriu pentru care își alege această mașină și alege să meargă într-un serviciu de marcă sau într-un serviciu independent. Datorită acestui deziderat, să spun eu, și anume puterea de cumpărare, ați introdus în firma pe care o conduceți acest segment de vânzări de mașini second hand? Era inevitabil, lucrul acesta îl făceam și în trecut, dar, cum a spus dumneavoastră, din perioada de după 2008, am investit foarte mult în acest sector de vânzări mașini rulate. Și chiar am creat un brand propriu tocmai pentru a ne diferenția de cei care aduc mașini clandestin, că aici chiar putem să vorbim despre mașini aduse clandestin, în sensul că sunt aduse pe persoană fizică, nu se plătesc taxe la stat, acești oameni nu sunt impozitați sub niciun fel și de aceea, repet, am creat acest brand propriu. Și l-am crescut an de an. Aici a fost chiar în anul 2014 sectorul în care am angajat personal și l-am specializat în acest domeniu, pentru că trebuie să faci niște evaluări, o chestiune mai complexă asupra unei mașini rulate. Și, repet, este sectorul care a crescut foarte mult. Din datele pe care le avem noi, recent un coleg de-al meu a publicat în Gazeta de Sud un articol, colegul meu Aldezir Marin, privind înmatriculările de vehicule second hand, datele au fost luate de la Direcția Regim Permise de Conducere și înmatriculări și doljenii cumpără în mod direct două mărci de mașini mai mult, dar până pe 17 octombrie fuseseră înmatriculate 30 de autoturisme uzate de import, iar în perioada 98-2003 cele mai multe mașini aduse și înmatriculate second hand cu vechime din 98-2003 au fost din aceste două mărci. E vorba de Opel și Ford. De asemenea, Ford Focus, Opel Astra, Opel Corsa, Opel Zafira, Ford Fiesta, toate acestea au fost achiziționate second. De ce preferă oamenii astfel de autovehicule? Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că fiind în această clasificare mai multe din marca Ford, de ce preferă aceste mașini să le cumpere second și de ce nu cumpără una nouă? Deci, în primul rând, cumpără second datorită puterii de cumpărare și cumpără cele două mărci
Pe primul loc, cum a spus dumneavoastră, fiind colegii de la Opel în zona mașinilor rulate, pentru că mașina Opel este o mașină foarte ieftină la și revânzare. Și ușor de întreținut, poate. Am putea spune, dar asta spune căci devalorizarea față de mașina nouă, Opel-ul are o devalorizare mult mai mare decât un Ford Focus, un Ford sau un Ford Focus. De aceea spun că acesta este primul criteriu pentru care se alege această marcă. Dacă vorbesc despre marca Ford sau chiar și Volkswagen la nivel național... De ce preferă din aceeași marcă să cumpere una veche și nu una nouă, una rulată este și nu una nouă. Cum am spus puțin mai devreme, este vorba de puterea de cumpărare, este vorba că la o mașină de anii 98-2003, o astfel de mașină costă 1.000-1.500 de euro, deci foarte, foarte ieftină, da? Față de o mașină nouă care mai puteți să mai punem în cel puțin un zero în spate, adică o mașină de 10.000-15.000 de euro. Da? De asta este diferența foarte mare. Ideea este că mașinile acestea se cumpără și datorită acestei ineficiente legi de taxă de primă matriculare, în care la aceste mașini foarte vechi, foarte poluante, foarte nesigure, pentru că vorbim de mașini cu emisii non-euro sau euro 1, euro 2, poate până la euro 3, au această taxă de poluare sau de primă matriculare foarte mică. Da? Comparativ și atunci, cu mașinile comparativ, care au mai puțini ani pe piață. Da, deci și... vorbim de o mașină de 3 ani, de 4 ani de zile, care aici taxele ajung la sute de euro. Taxa de aceasta de primă matriculare ajung de la sute de euro, 500, 600, 700 de euro. Și de aceea oamenii se îndreaptă spre aceste mașini, dar din păcate este o alegere de moment din punctul meu de vedere, pentru că este o alegere și sunt conștienți că fac o alegere greșită. Pentru că, repet, sunt mașini care nu au nicio stea la euro în cap, deci la testele de siguranță sunt mașini nesigure. Care sunt mașini și poluează mai mult și sunt nesigure. Și nesigure, da? Bun. Cam ce procent din business-ul Plus Auto reprezintă segmentul de vânzări second hand de mașini rulate? Am ajuns în anul 2014 ca o treime din business-ul de vânzări să fie în zona mașinilor rulate. De la începutul anului până acum, în total, cam câte mașini noi ați vândut? În felul ăsta le aflăm și pe cele uzate, făcând procentul acesta. Da, așa este. Așa este. În momentul de față am vândut circa 170 de mașini noi. Și nu știu dacă am făcut foarte exact, am cifra exactă în momentul de față, 67 de mașini e aproximativ, da. 67 de mașini rulate vândute până în acest moment. Spuneați că sunt ceva mai mari vânzările față de anul trecut. Da. Acestea 170 până în acest moment. Da. De ce credeți că s-a relansat un pic piața? A fost relansată creditarea? Au câștigat mai mult doljenii sau pur și simplu au mai mare încredere să consume? Trebuie să facem o specificație. Piața din Dolj a crescut mai puțin decât piața națională. Și asta este un lucru pentru că și numele emisiunii dumneavoastră, Economia Sudului, trebuie să ne legăm în această parte a României în care, din păcate, a rămas una dintre zonele vitregite ale țării, țării noastre. Din ce punct de vedere? Din punct de vedere economic. Și aici se văd, dacă piața națională a crescut cu 25%, piața din Dolj s-a oprit numai la 17-18%. Deci nu am crescut la fel ca și țara. Iar dacă mă uit la creșterea, de unde provine creșterea sau pe ce segment au crescut această piață auto, mă uit numai în zona mașinilor low cost. Mă uit numai la mașinile cele mai ieftine posibile. Adică brandurile de import au stagnat față de anul trecut sau au avut foarte mici creșteri. Alte branduri au fost câștigătoare numai din punct de vedere al prețului, legat, cum am spus puțin mai devreme, de puterea economică, puterea de cumpărare a zonei noastre. Dacă e să compar cu colegii din Ardeal, da? Ca să tot e plăcută discuția asta acum, ce se întâmplă în Oltenia și ce se întâmplă în Ardeal. Da? În Ardeal a fost o creștere chiar surprinzătoare inversă. Deci au crescut brandurile mai scumpe, au crescut brandurile care sunt cu prețurile peste media până națională, da? Și brandurile cu prețuri mici au stagnat sau au crescut foarte puțin. La noi în Oltenia a fost invers.
mașina cea mai ieftină s-a vândut cel mai mult, în detrimentul mașinilor de familie mai scumpe, mai bune, mai fiabile, să spun așa. Am să vă citesc un top realizat de APIA, adică Asociația Producătorilor și Importatorilor Auto din România. După aceea am să vă întreb dacă acest trend la nivel național se pliază și pe ceea ce există în Oltenia. Și anume, Asociația Producătorilor a prezentat statistica până pe luna septembrie 2014 și am scos eu acolo din acea statistică top 5 mărci vândute pe 9 luni. Dacia cu 20.213 unități, Volkswagen 6.389 unități, Ford 4.365 unități, Renault cu 4.188 de vehicule vândute și Opel cu 2.786 de mașini vândute. La nivelul nostru, din ceea ce știți dumneavoastră, nu vă întreb dacă aveți acum o statistică de genul acesta, dar este același trend la nivel local, la nivel regional? Din cifrele pe care mi le-ați spus, este o diferență foarte mare între branduri și sunt cifre numai în zona de autoturisme. Sunt numai pe autovehicule, nu pe vehicule comerciale. Da, deci azi, numai pe autoturisme, pentru că am recunoscut clasamentul și clasamentul național este puțin diferit. Da, aici în Dolj răspunsul este ca și mărci, așa cum pot să le spun pentru că le număr pe toate. Dacia este în continuare este pe primul loc, repet, datorită acestui produs care este pe primul nivel de preț. După care este Ford. Deci, comparativ cu starea națională, unde și datorită imaginii că avem acest producător lângă noi în această zonă, ne aduce un plus, de vânzări și marca Ford este preferată și la mașini noi și, cum a spus dumneavoastră puțin mai devreme, și în zona de mașini second hand. Imaginea de brand este crescută pentru Ford. Continuă cu Volkswagen, cu Skoda și alte mărci în continuare. Da, Renault, Opel erau în clasamentul național. Ce buget își alocă, deși mi-ați răspuns parțial la această întrebare, dar ce buget își alocă o familie tânără care dorește să își achiziționeze o mașină, având în vedere că tinerii au și locuri de muncă, aceia care doresc să-și cumpere mașini, și având în vedere că ar avea acces la fie la un credit bancar, fie la un leasing. Revin la ce am spus puțin mai devreme. Ce a făcut să crească în anul 2014 industria auto în segmentul de vânzări mașini noi față de anul precedent? A fost un mare ajutor din partea programului Rabla, care anul acesta a funcționat după alte principii. Adică, da, tichetele se aduceau la dealer. Adică cel care avea mașină veche și vrea să o dea ca să poată să beneficieze de prima de la stat pentru achiziționarea mașinii, era favorizat. Nu ca până în anul 2013, când era un negoț și se făcuse un negoț cu aceste vouchere de mașini vechi. Anul acesta, ei, posesorii de mașini vechi, au fost și cei care au fost avantajați, favorizați, ca să prioritizați să cumpere o mașină nouă. Acesta a fost primul segment de creștere, iar dacă ne uităm ca să răspund direct la întrebarea dumneavoastră, de tinerii care cumpără mașini în această perioadă, dacă ne referim la noi în zona noastră, în zona Doljului, avem un cluster IT în mare dezvoltare. Iar aici vorbim chiar de familii tinere, de familii care au salarii peste media națională, cu mult aș putea spune, și care își permit să cumpere o mașină nouă și atunci chiar aleg o mașină bună. Nu se mai uită la mașinile low cost. Adică vorbim de undeva
de mașini de 13, 14, 15, 16 mii de euro în acest sector. Sigur, dar acești oameni din IT sunt câteva sute. Întrebarea mea era generală dacă băncile au dat drumul la credite pentru... În partea de finanțare nu am văzut niște chestiuni spectaculoase. Da, poate s-au mai ajustat dobânzile, pentru că și dobânda națională a scăzut, rata dobânzii a scăzut, s-a văzut puțin flexibilitatea și din partea băncilor de a acorda creditare. Deci, din punct de vedere, aici nu mai este o problemă, da? Cine dorește să-și cumpere o mașină, o casă în această perioadă, înseamnă că se gândește și are resursele necesare ca să poată să apeleze la un credit. S-au mai stins din acele rate scadente plătite sau la creditele care s-au luat în anii 2006, 2007, 2008. Da? Și atunci oamenii acum au puțină încredere. Ideea este să avem un pic de stabilitate, de stabilitate politică în prima fază, de economică în cea de-a doua fază, da? Și atunci lumea prinde încredere și vor veni și în showroom-ul de mașini noi ca să-și achiziționeze un produs mai bun față de ceea ce este în momentul de față. Ce dotări caută în acest moment locuitorii din Dolj, de fapt din Oltenia, că sunteți dealer pe mai multe județe? Din zona aceasta pe care o reprezintă Plus Auto, cam ce dotări caută cei care se adresează pieței de segmentului de mașini noi? Este clar că în momentul de față siguranța este deja pe primul loc. Deci dacă înainte primul lucru ne întreba un showroom dacă cât consumă această mașină, acum prima întrebare este cât de sigură câte sau stele ce... în cap are mașina? Da, și câte sigură? Stele deja au ajuns multe mașini să aibă 5 stele euro în cap, dar nu mai contează numai aceste lucruri. Câte airbag-uri, câte sisteme de asigurare activă, la bineînțeles și pasivă, are o mașină. Următoarea întrebare este imediat întreținerea mașinii. Pentru că și aici este un subiect de discuție, pentru că nu mai contează numai prețul de achiziție a mașinii. În momentul de față, când se ia decizia de a cumpăra o mașină nouă, trebuie să ne uităm la prețul de achiziție, la perioada pe care ne gândim că vrem să ținem mașina, 4 ani, 5 ani, 6 ani de zile, și la un eventual preț de revânzare după această perioadă. Deci, degeaba... Dar e inclusă și întreținerea în acest calcul, că nu poți să... Asta spun. Deci, asta spun. Prețul de achiziție, mentenanța pe o perioadă de timp și prețul de revânzare. Pentru că multe mașini au un preț foarte mic de achiziție, dar după mentenanța este dublă decât la brandul meu, da? Și prețul de revânzare mai vorbim. Scade, cum spuneam puțin mai devreme, în 5 ani la 50%, la alții scade 70% după 5 ani de zile. Pentru că asta este fiabilitatea mașinii. E una să cumpere o mașină care încă mai sunt mașini low cost cu 3-4 stele la euro în cap și după 6-7 ani de zile o duci sau mă aștepți un an de zile și o duci la programul Alba Direct mașina, pentru că nu mai e nimic pe ea. Da? Mai bine primești prima de la stat. Pentru că asta caută acum oamenii. O mașină mai sigură, în primul rând, mai fiabilă în timp și deja cu mai multe opționale. Iar dacă vorbeam de familie tinere, de persoane tinere și observăm aici că părinții fac eforturi pentru copii să le cumpere mașini chiar de la vârstă de când se poate lua permisul de conducere, de la 18 ani. Aleg și o mașină personalizată. Dacă înainte vindeai mașini adică de stoc... au nevoie de tot felul de gadget-uri sau exact. De dotările. Nu vedeți că în momentul de față tehnologia avansează foarte mult și într-un pas galopant, adică foarte repede, se schimbă telefoanele de la 6 luni la 6 luni de zile. Apar tot felul de alte informații. Există și acestea, această cerință și da, pe piața deja au ajuns ca mașinile să interfereze cu telefoane sau telefoane să interfereze cu mașinile și sunt câteva dotări de ultimă generație în care este indispensabil a folosi mașina fără un telefon. Sistemele de navigație care se leagă cu telefonul tău, sistemele de vorbire prin sistemele audio al mașinii. Deci aceste sisteme deja sunt căutate din ce în ce mai mult. Desigur, dar acestea costă. Să revenim puțin la ceea ce se întâmplă concret pe piață. La un moment dat, companiile aveau o posibilitate financiară redusă să-și schimbe parcul auto.
Cum este anul acesta trendul pe piața flotelor de mașini? Cumpără firmele flote? Mai cumpără? Da, aici este iară o problemă care se leagă iară de economia din județul nostru, care este, din păcate, la un nivel destul de mic. Și aș putea folosi o expresie mai urâtă, firmele s-au cârpit până în momentul de față. Dar parcurile sunt atât de vechi încât necesită schimbare. Și nu poți să te cârpești la nesfârșit. Observ timid și la noi în județ și în zona noastră că firmele au început să se uite spre achiziție de mașini noi, de schimbare a parcurilor. Chiar iară lau din nou programul Rabla de acest an, care și-a făcut efectul și în zona persoanelor juridice și chiar și a instituțiilor de stat, care au avut posibilitatea să schimbe parcurile vechi cu mașini noi. Și știu chiar cazul concret în care firme au luat o mașină veche de 10-12 ani pe care încă o foloseau și au dus-o direct la Rabla și au luat o mașină nouă. A fost într-adevăr și este un efort mare pentru persoane juridice să schimbe parcul auto, dar văd, repet, un semn îmbucurător căci există deja interes în această zonă. Și asta îmi spune că economia se mișcă puțin. Sper să fie un an de pornire acest 2014. Să fie. Cu cât mai multe afaceri în dolci, cu atât mai bine pentru toată lumea. Aceste firme care doresc, ar dori să-și schimbe parcul auto, au acces la leasing financiar, la leasing operațional, trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a... Da. Care variantă ar fi mai accesibilă pentru firme? Leasingul financiar sau leasingul operațional? În zona noastră, leasingul financiar este cel mai uzitat, să spun așa, dar la firmele mari, unde vorbim de firme multinaționale sau firme afiliate la o multinațională care își desfășoară activitatea și în zona noastră, acestea își au organizat activitatea pe bugete și atunci, fiind mai stricție din punct de vedere al cifrelor, aleg un leasing operațional. Este clar că leasingul operațional din punct de vedere financiar nu este mai econom decât un leasing financiar, pentru că leasingul operațional este de fapt o închiriere. Da? Mașina este a firmei de leasing operațional, care se ocupă de absolut tot ce înseamnă mentenanță. Este deductibilă toată rata din punct Dar este de deductibilă, de asta spun că firmele mari care își permit anumite bugete își deduc toată această rată pe cheltuială, dar repet, este vorba de forțe financiare. Repet, în zona noastră leasingul financiar este în continuare bun pentru a finanța acest sector auto, dar este foarte interesant pentru că și creditele de investiții acordate de bănci pentru această zonă, investiții fiind și mașinile care aduc profit pentru mașini, mă refer la mașinile de distribuție, care lucrează efectiv de transport în zona de comerciale. Comerciale. Nu neapărat chiar și de cele de agenți de vânzări, care o firmă de distribuție are 30 de agențe, are 30 de autoturisme care îi produc bani. Dacă nu ar fi aceste mașini, nu ar putea să se deplaseze. Da? Aici chiar băncile au început să acorde credite cu dobânzi foarte bune și chiar încearcă să-i fidelizeze pe clienți, să ofere toate serviciile financiare, chiar de credit sau chiar de leasing afiliate unei bănci. Da, dar trebuie să se încadreze firma respectivă. Corect. În condițiile fiecare de creditare ale băncii. Dacă nu ai o situație financiară bună, nicio bancă nu-ți deschide ușa și un startup pentru dacă ai, sau pentru... Și un startup ai, dacă vrei să deschizi o afacere astăzi cu un statutul firmei, cu un plan de afaceri și cu un avans mai mare, într-adevăr, față de 15-20%, să ai un avans de 35-40%, există firme de leasing care îți acordă finanțare. Pentru că, repet, am trecut de perioada asta grea, 2009, 2010, 2011 și în momentul de față putem vorbi de o stabilitate și oamenii, mă refer, de fapt, băncile și firme de leasing sunt foarte atente acum cu îi acordă finanțare. Iar dacă, repet, cineva care este cunoscut în piață, chiar dacă a schimbat și, repet, are un startup în momentul față și are un plan de afaceri, poate să-i se acorde o finanțare pentru achiziție de autoveturism sau autovehicul comercial.
Ce puteți să ne spuneți despre programul Prima Mașină? Alertări s-au publicat săptămâna trecută, s-au publicat normele metodologice, dar deja au apărut primele modificări. Întrebarea mea este, este operațional în acest moment acest program, Prima Mașină? Nu. Din ce cauză? Cauza principală o constituie neconsultarea Ministerului Economiei cu băncile, cei care finanțează acest program. Este cel mai important lucru. Vorbeam cu câțiva reprezentanți ai sistemului bancar și îmi spuneau, pentru că ne interesa foarte mult cu cine o să lucrăm în continuare pentru aceste mașini, pentru că acum suntem chiar un tripartit, client, dealer auto și bancă. Bineînțeles, și statul ca și fond de garantare. Dar cei trei lucrăm cel mai mult, direct, da? Direct, clientul, noi ca mașină și banca ca finanțatoare a clientului. Creditului pentru client. Și îmi spuneau că ei nu au în momentul de față nimic stabilit, pentru că dacă, și fac o comparație aici, dacă în cazul programului Prima Casă au fost stabilite de la început prin această consultare stat, agenții imobiliari și băncile finanțatoare și au stabilit niște condiții, niște marje în care să lucreze, pentru că până la urmă și sistemul bancar este, nu este o organizație non-profit, își doresc să câștige și clienți, să-și câștige și să fie profitabil. În cazul Prima Mașină vorbim de sume mult mai mici, poate neinteresante pentru sistemul bancar, asta este o părere personală, care mi-am format-o datorită acestei întârzieri. Repet, în momentul de față nu este aplicabil, nu se aplică acest program în Prima Mașină. Pentru că, repet, este o sumă foarte mică față de Prima Casă, unde vorbim de zeci de mii de euro. Aici vorbim de o mașină de maxim 14.000 de euro. Da? Cu tot cu TVA. Și aici este, putem să avem o discuție, că nu sunt de acord cu această limitare. Da? Dacă eu vreau să-mi iau o mașină, o limuzină de zeci de mii de euro și am parte din mașină, 30-50%, să-mi dea voie statul să mă finanțeze numai cu cât se stabilește. 50 de mii de lei, 100 de mii de lei, la Prima Casă nu există o limitare. Poți să-ți iei și un apartament, o garsonieră, dar poți să-ți iei și o vilă cu 10 camere. Ideea este să ai banii, restul de finanțare. Valoarea creditului este limitată. Da? Parcă 50 sau 60 de mii de euro, 50 de mii de euro este la casă. Deci aici limitarea care s-a pus și am trecut mai mult în zona aceasta, limitarea aceasta care s-a pus pe mașini s-a făcut o discriminare. Și s-a făcut o discriminare față de alți producători auto. Deci este clar, a fost alte interese în alte zone, din punctul meu de vedere. S-au făcut niște calcule, presa centrală a făcut o serie de calcule, chiar și Ziarul Financiar, și, practic, la acest program Prima Mașină, în forma inițială, până să se publice normele metodologice, până să se aprobe în guvern, în forma inițială, exista o anumită eroare, zic eu. Exista posibilitatea ca acea persoană care vrea să-și cumpere mașină să se împrumute pe 7 ani. Ori, împrumutându-te pe o perioadă mai mare, automat este un cost mai mare cu acel credit. Calculele, chiar dacă este dobânda ușor sub dobânda pieței din acest moment, este ușor mai mică la Prima Mașină, împrumutându-te pe o perioadă mai mare, este clar că ai și un cost în plus cu dobânda, și un cost în plus cu comisioanele, și un cost cu gestionarea acelui cont curent. Deci sunt mai multe aspecte. Cu toate astea a ieșit o sumă infimă, deci e o diferență infimă între a te împrumuta în sistemul clasic. Așa este. Și a te împrumuta prin Prima Mașină. De ce? Cum s-ar adresa? Poate de aceea la brandul pe care îl reprezint a anticipat acest program, să spunem, plecând de la Programul Național Prima Casă, brandul pe care îl reprezint a făcut programul, propriul program Prima Mașină, de acum 2 ani de zile. Și împreună cu o instituție financiară am făcut un program cu o dobândă subvenționată de către noi, din marjele noastre, de la bancă, de la importator, de la producător și de la dealer. Și atunci am putut să facem o finanțare, că cel mai important lucru la această zonă este de finanțare. Deci este vorba de banii pe care ți-i dă și cine garantează, pentru că iar este vorba de și o persoană care are un salariu mai mic să se poată împrumuta, sau o persoană care are
un anumit salariu și mai are deja niște rate, se poate împrumuta să-și cumpere o mașină nouă, fiabilă, cu garanție, să nu aibă dureri de cap pe următorii 5 ani de zile. Și atunci, repet, noi am făcut un program de acum 2 ani de zile, care... Acela este viabil? Adică este viabil, funcționează. Noi am înlocuit acum programul Rabla cu programul Prima Mașină, pentru că... Prima Mașină al companiei. Al companiei, pentru că oferim același suport pe care îl ofeream în programul Rabla, îl oferim în momentul de față în programul propriu program Prima Mașină. Și ni se pare o chestiune care deja la noi funcționează, da? De multe ori... Dar altceva vreau să întreb. Dacă prima mașină rămâne în forma în care s-a bătut în cui acum de guvern, din moment ce băncile nu și-au manifestat interesul pentru această finanțare, credeți că va fi sau nu? Se va pune sau nu în practică acest program? Pentru chiar dacă se va pune în practică, nu va fi viabil. Dar eu cred că a fost mai mult zgomot pentru nimic. De ce nu va fi viabil? Pentru că nu este nimic diferență față de ce ar fi un credit auto în momentul de față într-un... Singura diferență ar fi un avans de 5%. Deci doar acele persoane... Da, dar și salariul trebuie să-ți permită ca să iei o rată mare cu avans de 5%. Că avans de 5% înseamnă o rată mare. Dacă luăm avans de 50%, înseamnă o rată mică. Deci, și în momentul de față, dacă ai posibilitatea ca salariul să susțină rata, salariul familiei, nu numai a unei persoane, sau și a unui girant, dacă îți permite, poți și în momentul de față să accesezi un credit. Repet, și fiecare producător, repet, cu compania pe care o reprezint, are în momentul de față un produs cu daie de 4%. Foarte bun. Deci este chiar mai mic decât produsul pe care l-ar da programul de mașină guvernamental. Exact, exact. Iar la noi ar fi un 4%. Da? Repet, datorită faptului că este subvenție. Celor care ne urmăresc, da, este dobândă anuală efectivă. Toți banii pe care îi plătești, cu comisioane de gestiune, cu absolut tot. Da, aici trebuie să ne uităm că toată lumea are o dobândă și niște comisioane. Noi trebuie să ne uităm la DAE, la toți banii pe care îi plătim. Da. Haideți să vă citesc în partea a doua a emisiunii, mai avem câteva minute până spre final, să vă citesc un citat care a fost prezentat chiar și zilele trecute în mass media centrale al domnului Henry Ford, fondatorul companiei, care spune așa: salariile nu sunt plătite de patron. Acesta din urmă nu face decât să distribuie banii. Salariile sunt plătite de produs. Întrebarea mea legat de acest, pornind de la acest citat, este produsul care se face la Craiova, B-Max. De ce credeți că nu a prins pe piața românească? De ce credeți că a și scăzut pe piața europeană? Vânzările din ultima perioadă pe piața europeană de B-Max au scăzut. Este un produs, toată lumea l-a lăudat drept bun. De ce a scăzut? Ca orice produs nou, oricare ar fi el, în industria auto, în primul an sau primii ani de la lansare, vânzările lui sunt mai mari. Este clar că după aceea vine o perioadă de așezare a produsului în segmentul în care se află. Produsul B-Max care se fabrică la Craiova este cel mai bun produs din segmentul monovolumelor de clasă subcompactă și este în continuare cel mai bine vândut produs în acest segment pe piața europeană. Totuși, în România, spuneți-ne câte B-Max-uri ați vândut dumneavoastră anul acesta? Cu aproximație. Știu cifra exactă că este foarte mică. Câte? Două. La Craiova s-au vândut decât două. Două B-Max. În orașul în care se produc aceste. De ce? V-a spus întrebarea asta. De ce? Am pus-o de la început. Sunt convinsă. Pentru că românului nu-i place acest tip de mașină. De ce? Că are segmentul de mașină de acest gen și cu această inovativitate, invenție, că nu este inovativă, este chiar o invenție a inginerilor de la Ford cu această ușă glisantă și fără stâlpul central, da? Românul a fost tot timpul conservator la mașini și în special oltenii noștri. Repet, iar segmentul acestei mașini care se produce în momentul de față la Craiova este un segment foarte, foarte îngust.
La nivel, deci din toată piața europeană, segmentul monovolumelor de clasă subcompactă este sub 2%. Deci este foarte, foarte îngust. Da? Din punctul meu de vedere, mașina și volumele de vânzări care se produc în momentul de față, în scădere, cum a spus dumneavoastră mai devreme, față de anii precedenți, îl poziționează în continuare totuși pe B-Max, acolo ca lider. Deci produsul care se face la Craiova este lider în momentul de față. Dar, repet, este un segment îngust. Datele pe care le am eu la 6 luni, deci vânzările pe 6 luni în Europa, date chiar de Ford Europa, arată o scădere semnificativă. Dumneavoastră spuneți că este în cel mai vândut din gama lui. Da, pentru că arată o scădere semnificativă. Dați-mi voie să vi le citesc. Sunt date publicate de Ford Europa. Da, nu există corect. Dubii așa în ceea este, ce privește da. Corectitudinea lor. Și anume, în anul acesta au fost vândute pe primele 6 luni 31.200 de exemplare din modelul B-Max pe piața europeană, cu 19% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2013, când fuseseră deci în toată Europa vândute 38.000 de vehicule. Ca și diferență, în Germania, un alt produs românesc fabricat în România s-a vândut în 41.741 de unități. Ritmul de creștere este de 8,6%, a crescut cu 8,6%, ritmul de creștere fiind de aproape 3 ori mai rapid decât cel al pieței. Deci, un alt produs fabricat în România se vinde foarte bine pe piețele externe, în Germania, care este, era să zic, tatăl automobililor. Da, ați spus foarte bine un alt produs. Vedeți, mașinile sunt clasificate pe clase de, pe segmente de produs. Unele sunt mașinile mici, de clasă A. Altele sunt mașinile de foarte mici de clasă A, altele sunt de clasă mică, clasa B, clasa compactelor, clasa monovolumelor, aceste mașini de familii care reprezintă o nișă, iar produsul de pe care spuneți de la concurență îl și știu, este produsul și segmentul care are cea mai mare creștere în toată Europa. Deci nu numai de la producătorul local din România, da? Și la producătorul la pe care reprezint, segmentul acesta are cea mai mare creștere. Repet, în ultimii ani, în ultimii 5 ani de zile, procentul de creștere a anumitor segmente de mașini a fost diferit. Pentru că fiecare mașină, deci clienții au schimbat aceste segmente, dorințele de a pleca dintr-un segment din clasa monovolumelor, unde se află B-Max-ul, da? De sub clasă subcompactă, către clasa SUV-urilor, a mașinilor mai înalte, mai sigure și poate cu un alt design care este mai plăcut clienților. Acest trend se menține și în zona noastră, da. În zona Olteniei, au tendința de da, a pleca SUV-uri. Da. De ce această trecere în preferințele consumatorilor care au și bani? Cred că este o chestiune și de mărinimie personală, de poziție socială, dar pleacă, are în spate, din punctul meu de vedere, această chestiune de siguranță pe care ți-o oferă o astfel de mașină, plus multitudinea de facilități pe care le poate oferi o astfel de mașină. Adică te poți duce și iarna la munte la schi, te poți duce și vara prin nisip, la plajă, să spun așa, deci poți să faci, să combini foarte multe chestiuni cu acest tip de mașină. Alimentate de nevoia de mișcare. Exact, exact. Și atunci se pierde acest segment, aceste segmente, că nu este numai segmentul lui B-Max pierzător, este și alte limuzinele. Limuzinele sunt într-un trend descendent de 5 ani de zile încoace. În creștere, bineînțeles, fiind aceste SUV-uri. În regulă. Haideți să reformulez întrebarea pe care v-am adresat-o în legătură cu B-Max. De ce credeți că nu prinde pe piața românească? Început să vă spun și vreau să fac o comparație cu piața din Franța. Sectorul unde B-Max este poziționat, în Franța, reprezintă 40% din vânzări. Deci, în Franța, sectorul acestui tip de mașină reprezintă 40% din vânzări. În România, acest sector unde se poziționează B-Max
este cu 0,0. Deci este foarte mic. Este aproape inexistent. De aceea vă spun, ca și dealer din poarta fabricii, și oamenii nu vin să cumpere această mașină, pentru că, repet... Poate fi și foarte scumpă pentru cei de aici? Nu. Nu, nivelul de preț este super ok. Deci se cumpără poate mașini dintr-o altă clasă mai mică, mai accesorizate, cum vă spuneam mai devreme, cu mai multe gadgeturi, decât această mașină care oferă din standard foarte multe. Deci poziția de preț este foarte ok. Este vorba de plăcerea aceasta a design-ului personal. Nici nu era fabrica aici când mi-am cumpărat părinților o mașină din acest segment. Personal acasă am a doua mașină. Deci familia mea este o iubitoare de monovolume. Îmi oferă spațiu, îmi oferă confort, altă poziție la condus. Și oarecare sportivitate. Chiar sportivitate dacă vrei să-ți alegi un motor mai agresiv, mai performant. Deci eu personal sunt iubitor acestui segment. Dar din păcate fac parte din această nișă foarte îngustă. Da? De aceea, încă oltenii, să ne referim la noi, preferă caroseria clasică, sedan cu patru ruși, cu portbagaj să fie cât mai mare. Tinerii, ne întoarcem puțin la tineri, preferă totuși și mașinile sportive, mai, cu un caracter mai agresiv, să spun așa, cu niște alte linii. Mă refer aici de caroseriile în cinciuș sau cupe. Da? Deci, asta spun că toate aceste mișcări între segmente sunt date de nevoile și de necesitățile clienților, care sunt în permanență schimbare. Acum e mai clar de ce nu cumpără BMX. Spuneți-mi, vă rog, pe finalul emisiunii, aveți astăzi organizat un eveniment aici la Craiova, la Plus Auto. Este vorba de o poveste. Este vorba de o lansare cu o poveste. De ce este nevoie, de ce ați decis să organizați un astfel de eveniment la care să atrageți povestea unui utilizator, o poveste? Este o poveste. În primul rând, am vrut să facem altceva față de ceea ce se întâmplă și să dăm un semnal pozitiv că această industrie auto se mișcă și se mișcă în sens pozitiv în momentul de față. De aceea am creat povestea inițial și apoi am trecut la a o implementa într-un eveniment la care sper să vină cât mai mulți dintre colaboratorii și prietenii noștri, chiar și cei care nu sunt în momentul de față și poate vor fi pe viitor. Cu ocazia asta fac și o invitație. Și am creat o poveste pentru că industria auto se bazează pe foarte mult subiectivism. Pe foarte mult, și scuzați că am folosit această expresie mai bine, pe emoțional. Da? Mașina reprezintă pentru fiecare dintre noi o poveste, este o emoție, este mașina mea, este mașina ta, este mașina lui. Fiecare avem o poveste cu mașina noastră. De aceea am creat o poveste și este o poveste reală. Ați creat-o sau ea există? Am cizelat-o. Ea există. Căci povestea, dacă o povestim, înseamnă că a existat în trecut un fapt care s-a întâmplat. Dumneavoastră v-ați exprimat, am creat-o. Da, am creat-o în sensul că am dezvoltat acest concept pe lângă această poveste să facem un eveniment. Da? Cum am cunoscut-o pe ea? Da? Este foarte frumoasă și nu o să o dezvălui acum pentru că este la surpriza pentru eveniment, dar este foarte important semnalul pe care vrem să-l dăm cu această poveste, cu acest eveniment, că piața auto se mișcă, se mișcă în sens pozitiv spre mașini de vânzări noi, spre mașini de vehicule rulate, dar selecționate, aprobate, adică verificate de tot acest industrie care cunoaște pârghile foarte bine, deci cu un grad de siguranță, deci în care știi ceea ce cumperi. Deci chiar dacă este un second hand, știi ceea ce cumperi, știi că ai o carte de service, da? Și în același timp, în zona de service, unde serviciile cresc și la serviciile independente, bineînțeles, din cauza tendințelor noastre de servicii de marcă, în care trebuie să facem pentru client să fie
implicat emoțional, să-i placă să revină la noi, să placă să revină și cu prietenul lui și cu vecinul de bloc, eventual. Deci, de aceea facem acest lucru, să ne trezim ca să punem roțile în mișcare. Este un eveniment care se întâmplă în mai multe orașe sau doar aici? Da, este un eveniment național, este o lansare de un nou model, un model cu vânzare excepțională, deci este clasa, vorbim de segmentele care vorbeam puțin mai devreme, care se mișcă cel mai bine în vânzări în momentul de față, da? Și este un eveniment național, se întâmplă în toate showroom-urile în același timp, deci povestea este și fiecare are povestea lui. Povestea lui. Spuneți-mi ce vă doriți de la Piața Auto din regiunea Olteniei în anul 2015, așa să încheiem într-un mod la fel de plăcut ca și ultima relatare a noastră. 2015 vreau să fie primul an de creștere adevărată, să spun, pentru că și 2014 a crescut, dar a fost sensibil și influențată iar de anumite programe. Vreau să Sperați să fiți pe profit la anul? Da, 100%. Vă mulțumim frumos că ați participat la emisiunea noastră de astăzi. Seară plăcută în continuare. A fost alături de mine domnul Adi Mărășescu, director de vânzări la Plus Auto Craiova. Acestea au fost datele despre Piața Auto la nivel regional, prezentate de dânsul. Eu sunt Ramona Olaru, până săptămâna viitoare, numai bine!